Piețele agroalimentare din rural pot fi o soluție atât pentru producători, cât și pentru consumatori. Cei care investesc în construirea acestor spații pentru comerțul cu amănântul dau, de fapt, o mână de ajutor întregii comunități locale. La Sâg, în județul Sălaj, administrația locală, alături de grupul de acțiune locală Podișul Transilvaniei, au modernizat piața comunală. Cu o investiție de peste 250.000 de euro, spațiul a putut să fie renovat în întregime. Acum dispune de zone destinate legumelor, lactatelor și produselor din carne, iar cei care cumpără au garanția că toate produsele corespund normelor de igienă. Importanța acestei investiții, să știți că este foarte mare, având în vedere faptul că în zona noastră nu există spații de care să le asigure micilor producători desfacerea produselor agricole, în special cei din cele 5 sate aparținătoare comunei Sâg, atât cât și celor din împrejurimile comunei Sâg. Consumatorii s-au obișnuit că aici trebuie să-și facă piața? Da, există o anumită categorie de consumatori, în special sunt o categorie de la Zalău și din împrejurim, dar și orășenii vin, în special dat fiind faptul că sâmbătă dimineața este zi de piață aici, vin și își fac aprovizionarea cu cele trebuincioase. Aici, și înainte de a fi ridicat acest obiectiv, a existat o piață agroalimentară, dar era cu mobilier vechi, învechită, și atunci s-a gândit această investiție, tot pentru comunitate. Piața, după cum puteți constata, este una modernă, care ar face invidioși și pe cei care se află în urbană, nu numai în rural. Sunt foarte mulți producători în această zonă. Sunt producători în principal de lapte și de produse din lapte, diferite brânzeturi. Cam asta este specific zonei, este o zonă montană și sigur că într-o zonă montană potențialul este zootehnic și zootehnia aici este bazată pe producția de lapte. Ei fac diferite produse, cum ar fi brânză de burduf, smântână, și le vând la această piață. Sigur că este important să obținem o autorizare sanitar-veterinară a produselor care se vând aici și în sensul ăsta ne gândim la a investi într-un laborator care să verifice aceste produse și care să poată da încredere consumatorilor că mănâncă un produs de calitate.